Ce vă place acolo? Ce ați văzut aici? Bănei! Și cum sunt, vă plac? Da! Ce îți place cel mai mult? Din ce ați văzut, din toate animăluțele de aici, care îți place cel mai mult? Mie îmi plac lei, cai și tigri. Unde avem noi lei aici? Avem ponei, nu sunt ponei? Da! Ponei! Mie mi-au plăcut păsările. E prima oară când ați venit aici, la grădină? La mine e mai mult, că crata ta e aici. Mi-e place poneiul. Avem voie să călărim? Ce îți place cel mai mult? Din ce ai văzut poneii? Îți plac poneii? Da. E prima oară când ai venit aici? Nu. Deci ai mai fost, să înțeleg, ai mai vizitat. Da. Cum vi se pare această inițiativă a primăriei? Foarte bună, totdeauna așteptăm cu drag ziua de 1 iunie, pentru că totdeauna s-a gândit la cei mici prin diferite forme de activitate și de asemenea așteptăm ziua de mâine ca să la Marșul Bucuriei, unde la fel suntem foarte emoționați și bucuroși. Prima oară în vizită la grădină? Da, da, da. Foarte încântați, foarte bucuroși. Da, sunt foarte bucuroși și ei au mai fost anul trecut la București, la grădina zoologică, dar aici este pentru prima dată.
Așadar, continuă manifestările dedicate zilei de 1 iunie. Astăzi, ce surpriză le-ați pregătit micuților? Astăzi, fiind a doua zi a manifestărilor, avem ca vizitatori copiii care au evoluat ieri pe scenă la concursul de dans, indiferent dacă au câștigat sau nu au câștigat locurile 1, 2 și 3. Aici participă 110 copii de la toate grădinițele din municipiul Giurgiu, mai bine zis reprezentanții copiilor, câte 10 copii din fiecare grădiniță din municipiu. Le facem ca surpriză această vizită la grădina zoologică. După cum vedeți, sunt foarte, foarte încântați. Chiar și noi, cei mari, suntem încântați de ceea ce vedem aici, de acest peisaj. În curând ne vom duce pe terenul sportiv, vom face niște jocuri distractive. După care venim pe terasă, vom servi niște produse de cofetărie și ne vom întoarce la locurile noastre de muncă, după caz, la fiecare. Cum vi se pare această inițiativă a primăriei? Această inițiativă este foarte binevenită. După cum știți, noi ieri am participat la festivalul concurs de dans cu ocazia Zilei Internaționale Copilului. Grădinița numărul 9, grupul de dans al grădiniței numărul 9 a fost recompensat cu premiul 2 și cam fiecare an primăria municipiului Giurgiu s-a gândit să recompenseze în completare, să zic așa, cu o plimbare la această grădină zoologică, la pădurea Bălănoaia. Este foarte frumos, copiii vedeți că se bucură și este foarte binevenită această ieșire în aer liber. Mulțumim pe această cale! Cum vi se pare această inițiativă a primăriei? Le mulțumim din tot sufletul. Întotdeauna dânsii au fost alături de noi, cu noi și pentru noi, iar pentru ziua minunată de astăzi, să dăm cezarului ce al cezarului și copiilor să vede ce e al copiilor. Director, grădinița cu program prelungit numărul 4, Giurgiu. 4? Da, Giurgiu. La ce oră ca să slăbăziei? La copilaș mai. Hai să mai luăm la copilaș. De ce vă certați voi acolo? Că n-avem loc. Ce te-a impresionat? Ce, din ce ai văzut până acum? Ce ți-a plăcut? Ponei, păsările? Ce ți-a plăcut mai? Dar de mai încolo. Ție? Toate. Ție ce ți-a plăcut? Ia spune. Mie mi-a plăcut foarte mult pe unul și avea foarte multe culori. Mie tot poneiul. Mie mi-a plăcut că caii erau frumoși, cu pete, cu... Îmi place... Acolo, aici ce avem, aici în dreapta? Ce avem? Nu ți-mi place. E prima oară când ai venit aici? Da. Nu e prima oară. Ai mai fost, deci știai cum arată. Ce-ți place cel mai mult? Poneii? Poneii, pe unul. Și mie îmi place pe unul. Mulțumesc! Ia zi-mi, ce-ți place? Poneii, ce-ți place? Ponei. Prima oară când ați venit aici? Da! Și ce-ți place? Ce-ți place? Poneiul. Prima oară când ai văzut un ponei? Da! Deci n-ai mai văzut până acum, în premieră. Dar pe unul, ce părere ai de pe unul? Îți plac culorile lui? Da. Frumos. Unde să mergem? La Plisiții, nu? Păi ce vrei să facem acolo? Voi când mergem la Plisiții, așa că ce mergem la toate? Doamna, doamna! Încă nu am venit! Dau câte
Erau anunțați și alte personalități, să zic așa, de la Dinamo București, dar oricum Dinamo București nu s-a dezmințit, a trimis destule figuri importante, foste figuri importante de la clubul său. Chiar acum Ionel Augustin și-a trimis steagul către margine aici, la banca tehnică, și în curând vom asista la fluierul de început. Pe parcurs am să fac și câteva prezentări și de o parte și de alta, la câțiva jucători, nu putem la toți. Și ați asistat, stimați telespectatori, la lovitura de începere pe care a executat-o Alecu Iorgulescu, fost jucător la Farul Constanța cu ani în urmă, fost jucător la Dunărea Giurgiu.